Suntem în parcul din jurul Casei Poporului. Palatul Parlamentului, sau cum se numește acum. Măgăoaia asta, cea mai mare din Europa. Zămislită de faraonul Ceaușescu. În jungla asta, din jurul Casei Poporului, găsim mormane de gunoaie, nu știu de unde s-a duse, de la parlamentari sau de la bugetarii cu barbă și cu rochie, neagră sau aurită, că alături se face mega catedrală, dar nu e așa, că nu e bine. Clădirea simbolă Bucureștilor, înconjurată de mormane infecte de gunoi. Aici vin muște, alte insecte, păsări, animale. Și împrăște murdăria asta, infecțiile de aici. Le împrăște în toată capitala, ajung inclusiv la primărie, la guvern și la deputat și senatoare. A? Cine răspunde de porcăria asta? Nu pot pretinde că le-a adus cineva gunoi din oraș, că accesul în perimetru e restricționat sau strict controlat de jandarmi, de organe. Un fazan sau nu știu ce pasăre zburat mare. Avem și cimitir de mașini aici. Arul ăsta trebuie abandonat fix lângă parlament, nu? Că aici un fel de gunoi ăștia. La senat, la mega catedrală. Ce cursurile societății. Mâzgă. Așa arată carosabilul din spatele Senatului României. Mașini parcate pe trotuar. Inscripții grandomane că suntem șefi pe Uniunea Europeană. Rămânii ne-ar de cap. Băi de capul la noi, cum se zice, la pepenii noi. Casa Poporului.